Consiliul Județean Iași a alocat suma de 592.000 de lei necesare pentru realizarea lucrărilor de eliberare a amplasamentului în vederea realizării Parcului Industrial Lețcani. Consiliul Județean nu a putut obține autorizația de construire din cauza avizului nefavorabil de amplasament emis de Delgaz Grid, care a impus devierea rețelei aeriene de electricitate existente aici. În acest sens, au fost luate în considerare două variante pentru rezolvarea problemei, cea a devierei aeriene a instalației electrice și cea a modificării acesteia în rețea subterană. Ultima presupunând manipularea a 430.000 de metri cubi de pământ și înălțarea cu aproximativ un metru a întregii suprafețe. Terenul pentru înființarea parcului industrial a fost preluat de către Consiliul Județean de la Consiliul Local Lețcani în octombrie 2013 fără a se ține cont de investițiile necesare pentru a-l putea face funcțional.